aceste poezii pe mine personal un pic m-au plictisit. Puteți să mă înjurați, să mă scuipați? Probabil că mulți așteaptă și alte texte, pentru că, mă rog, nu le plac astea. Bun, am să vin eu cu alte texte. Pe tot parcursul drumului am fost cu alte texte. Unele mai, știți voi, mai pe limba noastră, că românii probabil s-au săturat de chestii de-astea fade și fără niciun rost, fără, mă aberez acum. Ideea este așa, pentru cei care nu ați fost la Casa de Cultură, acolo s-a vorbit despre motivul pentru care noi în fiecare duminică ne adunăm ca nebunii și mărșăluim și ne luptăm și sperăm. S-a spus despre fracturare hidraulică, despre gazele de șist, cum că nu sunt gazele de butelie, băgați la cap. Și aș vrea să pun un accent pe cuvântul risc și pe riscuri. Oricât de frumos ne-ar minți ei și ar veni să ne informeze că șefronul o să aducă biscuiții și colaci în cozile câinilor pe aici, nu ne interesează, asta toate sunt minciuni. Pentru un om bine informat, astea toate sunt bullshit pe limba lor. Ca să vadă că mai știm și două, trei vorbe în engleză. Americane. Deci, revenind la riscuri. Oricât ar povesti ei de frumos și în rost totul, oricâte lucruri frumoase ne-ar promite, oricâți bani, eu zic că nu merită să ne asumăm aceste riscuri, nu merită să otrăvim apa și să distrugem tot viitorul nostru și al copiilor noștri. Noi vrem să facem agricultură, vrem să facem turism, vrem să facem afacerile noastre pe care știm să le facem, să fim sprijiniți, ăsta mai mici, micul întreprinzător, cum dracu îi spune. Toate poturile astea sunt distruse, există amărâți, Aureu, amărâți și bogătani vânduți în buipați de ăștia. Îmi cer scuze, eu nu am tot timpul flow-ul la mine, sunt mai pasional și mi se rupe filmul și am intrat în boi, asta e. Bun, deci rețineți, riscurile astea nu se merită, frate, adică nu... Ce o să fac eu cu uși de mită, nu știu ce, bine, ăștia nu or să fie oricum. Dacă nu am apă și o să trebuiască să cumpăr aer, pământ și apă, haideți să apărăm, să fim uniți, să ieșim în fiecare marș, duminică, în fiecare duminică de la orele 2 la Casa de Cultură, să uităm toate fricțiunile și supărările și dușmăniile astea mici dintre noi, să distrugem această voastră faima românilor, cum că nu suntem uniți. Nu este adevărat! Românii sunt uniți! Și primesc semnale din toată lumea! Semnale! Suntem uniți! Suntem uniți! Suntem uniți! Suntem uniți! Suntem uniți! Aș vrea, dacă toți suntem pe ideea asta cu uniți, mai mult ca sigur și românii din diaspora, românii din țară ne urmăresc. Haideți să facem din Mangalia un vârf de lance în lupta împotriva fracturării hidraulice, împotriva corupției și a murdării și a putreziciunii politice. Haideți să facem un moment în care să efectiv să ridicăm mâinile spre cer și să salutăm toți românii din lume. Să facem un apel pentru frăție și iubire între noi. S-a terminat, numai... Deci dacă vom continua așa cum am fost până acum, vom dispărea ca neam și ca țară. Strămoșii noștri au luptat și au dat sânge și vieți omenești ca noi să putem să fim aici, să trăim. Avem o datorie sfântă. Unii dintre noi poate sunt dispuși să moară, eu nu sunt. Haideți să luptăm pentru copiii noștri, pentru viitorul lor, dacă nu pentru noi. Haideți, români din toată lumea, vă iubim, vă așteptăm uniți, să stăm în România, uniți, să stăm, 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 să stăm în România, uniți, să stăm. Mai am o lozincă pe care că vă stresez și... Dar zilele astea am avut niște drumuri și pe drum mă tot gândeam ce să spun, ce să fac, ce să aia. Și m-am gândit la momentul ăsta, care mi se pare foarte important, să dăm un apel pentru toți românii de peste tot, din lumea asta și de pe Marte și de pe Lună,
să ne iubim, să terminăm, să închidem ochii și să facem un efort, pentru că acum este momentul și să scandăm. Deci, dor de România! Dor de România! Yeah. Pentru toți românii! Dor de România! Yeah. Dor de România! 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 Un bărbat violent, agresiv, moșic și mitocan. Bărbatul ăsta e clasa politică. Gândiți-vă că aveți copii acasă și fata voastră superbă și frumoasă ar fi maritată cu un om agresiv și violent. Și știți că mâine va vrea să o ucidă. Ce faceți voi atunci? Avem viața înainte. Nu avem voie să le permitem să ne distrugă ce avem mai bun și mai de valoare. Să fim mai mulți. Mai mulți contăm. Nu stați acasă. Că nu vă face nimeni dreptate. Indiferența ucide. Indiferența ucide. Indiferența. Să nu mă credeți. Vă spun să nu mă credeți pe mine sau pe prietenii noștri adunați aici. Nu vreau să ne credeți, vreau să vă întrebați voi. Vreau să vă întrebați voi ce dracu-i cu nebunii ăștia care demonstrează în stradă. Nu vreau să mă credeți că fracturarea otrăvește apa. Vreau să vă întrebați dacă fracturarea otrăvește apa. Vreau să vă întrebați ce se întâmplă când vecinul meu pune o sondă la el în curte. Casa mea nu mai valorează 2 bani. Întrebați-vă. Asta este ideea noastră. Nu vrem să ne credeți. Vrem să vă întrebați voi singuri, să intrați pe internet, să vă informați. Cei de la compania asta care vor să fractureze spun că riscurile sunt minime. Nu accept un risc minim pentru copiii mei. Uitați-vă să vedeți. Dacă aveți copii, uitați-vă pe internet să vedeți la ce riscuri supuneți copiii pe care îi aveți. Întrebați-vă la ce riscuri vă puneți viața pe care o aveți acum în ziua de azi, care nu este chiar așa roză. Știm cu toții că nu-i roză. Dar va fi și mai rău. Pentru că în momentul în care fracturarea va începe în Dobrogea, toate terenurile, toate casele vor scădea la zero ca valoare. Cei care investesc, cei care au o pensiune aici, nu vor putea nici măcar să plece, pentru că nu vor reuși să-și vândă imobilul la prețul pe care l-au cumpărat. Dacă ați făcut un credit să cumpărați o casă, fiți conștienți, întrebați-vă dacă nu cumva casa voastră va valora 2 lei peste câteva zile, peste câteva săptămâni sau luni. E aproape. Nu vă păcăliți că lasă că mai e până atunci. Nu mai este prea mult. Întrebați-vă.
piața expropierii. Când vă spun că este o mare crimă împotriva poporului român, că ne va forța pe fiecare dintre noi, cu legea în mână, să ne părăsim casa. Vor veni, ne vor bate la ușă și vor spune, asta este legea, pleacă. Să nu acceptăm descentralizarea asta care este o fărâmițare a României în bucăți. Cine a fost Mihai Viteazul? Cine a fost Cuza? Cine au fost nebunii ăștia care au unit țara asta într-una singură? Cine? Au vrut să fie o Românie întreagă. Nu vrem această descentralizare, care este un cuvânt tehnic, un cuvânt care ascunde o mare, mare crimă. Spargerea României în bucăți. Asta ne fac de la Revoluție încoace. Ne dezbină. Ne dezbină în permanență. Ne fac să ne urâm între noi. Ne fac să-i urâm pe unguri. Ne fac să-i urâm pe țigani. Ne fac să-i urâm pe turci sau pe celelalte naționalități. Noi nu urâm pe nimeni. Noi iubim pământul ăsta. Și suntem împreună de sute și mii de ani. Putem să trăim în continuare sute și mii de ani. Putem să fim prieteni. Și suntem prieteni și rude. Ungurii noștri din Ardeal sunt căsătoriți cu femei de ale noastre, românce. Românii noștri sunt căsătoriți cu unguroaice. Nu mai acceptați această minciună. Vor să ne dezbine. Vor să spargă România asta în bucăți și să o vândă pe bucăți așa cum au vândut tot. Așa cum au vândut combinatele, întreprinderile, așa cum au vândut flota, așa cum au vândut tot ce s-a putut vinde. Ce le-a mai rămas? Le-a rămas pământul? Asta le-a mai rămas. A rămas să vândă. Politicul român va vinde apă, aer, pământ. De asta ne descentralizează. Ca să ne vândă pe bucăți, la fier vechi. Pe voi!